Matei este cel mai mare fan castravete. Lui îi place cel mai mult castravetele. Spune, îmi place castravetele cel mai mult. Îți place castravetele? Da? Este foarte bun. Cel mai mult îi place castravetele. Castravetele și ciorbița, spune. Castravetele și ciorbița. Bună dimineața. Este miercuri dimineață și am zis să mai facem încă un daily vlog. Deocamdată suntem în bucătărie. M-am uitat la vreme, ați văzut minus 6 grade, mi-arată mie aici. Cred că este foarte frig, că nici n-am ieșit din casă, nici n-am deschis ușa. I-am făcut lui Matei niște fructe, dar n-a făcut să mănânce, așa că îi dau niște castravete acum. Îi dau și separa niște castravete, niște roșii, ce mai am prin frigider brânzică. Mănâncă mai bine dacă îi le dau lui în mână decât să-i dau cu lingurița ceva. Și da, cam atât pentru moment. Ați văzut, am reînceput să beau apă cu lămâie. V-am zis eu în clipul trecut că deja m-am îngrășat vreo 3 kg de când m-am întors înapoi și trebuie să le dăm să le dăm jos, măcar să le dau pe astea în prima fază și după aia să mai scad. Da, cam atât pentru moment. Ne uităm la Peppa. Da, e reclamă acum pe YouTube. Ne uităm la Peppa, facem puțin ordine pe aici și așteptăm să se mai încălzească un pic afară să mergem să luăm un pic de aer. Dejun este servit. O roșiuță mică, cred că par mai multe în farfurie, dar nu sunt. E o roșiuță mică, un avocado mic, câteva felii de castravete, câteva feliuțe de brânză și două felii cu pateu. Și mai am două ouă pe foc să fiarbă, dar nu cred că o să mănânc. O să-i dau unul lui Matei și poate o să mănânc și unul. Nu știu, habar n-am. Mă pun să mănânc și ne vedem un pic mai încolo. Am venit repede la duș, cât Matei doarme și vreau să vă arăt asta. Am primit o cadou acum de Crăciun, de la Avon, cu migdale și vișine. Dar miroase superb. Foarte frumos miroase. Eu n-am mai folosit de foarte, foarte, foarte mult timp produse de astea Avon și m-am bucurat când am primit asta. Mie îmi place și mirosul de vișine. Acum am făcut duș și am folosit-o și promis să o folosesc până când o și termin. S-a trezit? Ai dormit mult? Stai cu burtica afară? Da. Sună cineva. Da, era curierul. Teoretic aici ar trebui să avem două pijamale. Pe site arăta destul de frumos. Și acum să le vedem. Avem și de asta de ochi. Ce tare! Wow! Ce avem, Bubu? Nu o vrei tu? Ia să vedem. Aici este tricoul. Eu am luat mărimea L. Am zis să fie mai lung, mai larg. Un pic să nu stea prea fix. Asta e un pic transparent. E pijama
Nutella. Mi s-a părut drăguță. O să o probez imediat și vedem cum stă pe mine. Soarea este din saten. Roșu. Ăștia sunt pantalonașii. Eu sper să-mi vină. Era mărime universal. S, M. Bine, eu v-am zis că m-am mai și îngrășat un pic acum. Sper să vină. Și mai e uțul așa. E subțirel materialul, e ok. Asta teoretic am luat-o pentru vară. Mi-am dorit de foarte mult timp să am și o pijamă așa din saten. Și asta am luat-o pentru acum. Haideți să le probăm și vedem cum vin. Ah, și știți ce? De unde sunt? Am primit și cadou o pereche de cerceluși. Dar nu-mi plac. Sau nu cred că o să-i port, nu știu. Habar n-am. Așa sunt. Asta este prima pijama. Cea cu pantaloni lungi. Îmi vine ok, dar cred că o să se mai lasă oricum după spălare. Îmi place. Nu e bumbac, clar. Se simte, dar nu e nici rău la atingere. Eu zic că este ok. Vă place? Mie da. Și uite și de asta de ochi, de somn. Îmi place, în principiu. Iar cealaltă este asta, e un pic scurtuță și un pic fixuță, doar că dacă mai slăbesc un pic, vine numai bine. Da, așa. Cert e că e drăguță și ea. Am pus și cercelușii ăștia. Nici nu știu cum se văd în ureche. Un albastru. Nu prea îmi place mie albastru. Măcar de erau cu verde. Clar, ăștia sunt de aia de 5 lei bucată. Da. Îmi plac pijamalele. Cedere pentru cât au costat chiar sunt ok. Am plătit cu tot cu transport 1 milion. Au fost amândouă, dacă alegeai două pijamale, 80 de lei, 79, 80 și 20 de lei a fost transportul. Și așa că asta a însemnat un milion. Da. Coborâm jos. M-au luat toate căldurile acum că m-am schimbat. E cald și în casă, e cald și afară. Da, asta e a mea de la cealaltă pijamaluță. Mi-a dat asta de ochi. Uite aici. Ce pun ție la ochișori? Ne jucăm baba oarba cu ea? Punem așa? Ba... Da. Mă schimb acum de pijama asta și mergem jos. Bubungiuț. Cum suflă? Nu, ăsta e pentru mine, da? Ia suflă și tu, cum sufli? Frige, uf! Nu? Nu mai vrei? Înainte să iau telefonul, se uita la canul și că frige. Da, am un ceai de lavandă. Azi noapte, cred că am avut insomnii, nu știu, m-am pus să dorm, Matei a dormit pe la 10, îmi era somn, dar nu puteam să dorm și cred că pe la 1 m-am adormit. Ultima oară, m-am uitat la ce era 12 și un sfert sau 12 și 20 undeva pe acolo, mi-era somn, dar nu puteam, efectiv. M-am pus și pe parte și pe alta și la televizor, l-am dat mai încet, l-am dat mai tare, l-am uitat pe telefon, l-am pus telefonul jos, nu am putut să adorm. N-am rămas cu cercei ăștia în urechi. Cred că dacă mi-aș lua unii asemănător, dar de aur. Nu, tinichea asta. Cred că mi-ar place cum mi-ar sta cu ei. Cu un verde sau o altă culoare la pietricică. Mie nu-mi place albastru. Culoarea mea preferată este verde. Bubul l-am pregătit de somn. Băiță. Nu?
I-am pus și pijamaua, le-am schimbat, le-am spălat. Și acum să facem nani, nu? Pardon. Facem năniță. Ia, ne arăți și nouă cum face bubunanii? Cum face bubunanii? Așa face? Dacă vedeți asta la pat, asta e opera lui George. Iar în loc să fi pusă blia asta, blia asta trebuia să fie invers. Partea asta să fi fost spre perete. L-a lăsat așa, de asta oare e așa patul. Nici acum nu l-a schimbat. Cred că trebuie demontat tot sau parte de jos asta. Și de asta nu l-a schimbat, nu știu. Pijamalele mele le-am băgat la spălat. Mai sincer, dacă mai slăbesc, bine, o să mai slăbesc, că trebuie să slăbesc. Și cea roșie e ok. Dar cealaltă cu Nutella, aia roz, chiar e foarte mișto. Adică mie una îmi place. E un pic materialul bățos, dar dacă îl bag la spălat și cu lenor, și așa, cred că se mai moaie și se face cum trebuie. Mi-am făcut și unghiile. Aveam comanda aia dată pe Mag la, știți că v-am mai spus eu, la gel, la buze semi-permanente și așa. Și am sunat vineri prima oară și mi-a zis că le dăm mail să urgenteze comanda. Și am sunat și ieri și eu ieri am sunat în ideea să le zic că vreau să anulez, că nu mai vreau comanda pentru că aștept. Deja după 28 dădusem comandă. 28 decembrie, astăzi mă, nu, nici nu știu încă suntem. Cert e că a trecut peste o săptămână și vreau să o anulez, să nu mai vreau. Și că mi-a răspuns băiatul ăla, mi-a zis că e anulată de ei, de fapt, după data de 5, că așa crede el, că nu le-ar mai avea pe stoc sau ceva de genul, dar ei nici măcar nu m-au anunțat sau ceva, că nu mi mai ajunge. Dar e numai bine că nu mai... Și acum o să vreau, dar mai aștept un pic, o să-mi fac o comandă de la Cupio de data asta. Celelalte, astea primele, erau un pic mai ieftine, că am zis să nu dau banii. Poate nu-mi place, poate nu știu, poate nu. Dar ca să iasă bine, trebuie să folosesc chestii mai de calitate, zic eu. Iar cele de la Cupio, din ce am înțeles, din ce am văzut, din ce review-uri au, sunt foarte bune. Și o să-mi iau de acolo tot ce îmi trebuie de la Cupio și o să fie mai bine, sper eu. Adică să fie mai bune, să pot să-mi fac treaba cu el. V-am zis că nu am mai pus unghii cu gel, fără gel semi-permanente, de asta cum vreau. Eu chiar n-am mai făcut. O să mă uit când o să-mi vine la tutoriale pe YouTube. Mai am o prietenă care face cu semi-permanent și mi-a explicat cam cum ar trebui și ce-mi trebuie ca și produse în mare. Și o să mă descurc eu. Nu fac niciun fel de problemă. Nu le iau cu scopul de a face pe cineva. Le iau cu scopul să mi le fac mie, să învăț ceva și să nu dau banii alteia când poate să-mi rămână mie în buzunar și învăț să fac, să pun o jos semi-permanentă. După aia pot o să încep și cu cel, după aia mă și fac un curs. Și poate ajung să și pun, nu știu, habar n-am. Dar e bine să înveți lucruri, nu? Să vrei și să înveți. Bun. Eu aproape mi-am băut ciuțu. O să îl culc pe Matei și o să ne băgăm să facem nămiță. Nu știu ce a ieșit din clipul ăsta, dar sper să fie ok. Măcar vedeți pijamalele mele comandate. Iar dacă vă plac, o să vă îmi spuneți în comentarii și vă las site-ul jos în descriere. Site, un comentariu. Unde mi-l lăsați? Au fost două la 80 de lei, două pijamale la 80 de lei și transportul 20 de lei. În total au fost 1 milion. Deci, asta e acum, îi spune. Pijamalele 40 de lei de bucată. Gen. Mi se pare că e ok cu prețul ăsta. Calitatea pentru banii ăștia e bună. Bun, vă lăsăm. Vă spunem noapte bună sau cred că bună dimineața, vă spunem. Și ne vedem în clipul următor, nu așa, Bubu? Ia spune pa, pa!
Spune papa. Pa. Păi mă când îl pui să facă ceva, niciodată nu face. Să zică sau să facă, niciodată când îl pui. În schimb, așa, el face cu mâna, zice pa, dar când îl pun... Da. Bun, v-am lăsat. Vă pup și bună dimineața pentru voi.